găsit la Insula Iubirii. Suntem la Bonfire. Insula aduce ca de fiecare dată personaje colorate care vin aici cu pretenția că iubirea este suficientă pentru a face o relație să funcționeze. De fiecare dată însă dezamăgirea își spune cuvântul. Viorica știe că Liviu a călcat strâmb, ea însă e convinsă că a făcut asta fără voia lui. Liviu, pe de altă parte, știe că Viorica poate înțelege orice până la un anumit punct, de unde orice gând al ei devine praf și pulbere. De o vreme încoace, Liviu parcă e mai închis. Viorica s-a luptat o vreme cu ispita Klaus, dar nu i-a putut ține piept până la capăt, așa că urmează pentru ea ceea ce omul visează de o viață, să zboare. Liviu simte că Viorica a căzut cu totul, dar nu poate face nimic. Iar Emil a venit doar ca să se bucure de răul Vioricăi, pentru că și el a pățit asta la Bonfire cu Traian. Da, domnule Radu, vă place să vorbiți, aveți logonoree. Se numește logoree. Asta e o boală care orice om, chiar și Liviu, a avut-o când era student. Măi, ce vorbim aici? Vorbe? Hai, Viorico, du-te, ia niște bani și cumpără niște covriși pentru oameni, că vi s-a făcut foame, hai. Îmi pare rău, dar nu poți să mă trimiți după covrigi. Sunt și eu cineva acum. Da, cineva care cumpără covrigi. Liniște! Viorica, ce simți pentru Liviu acum că ai aflat ce a făcut? Vă dați seama că mi se rupe sufletul. A plecat și m-a lăsat cu robotul ăsta. Am încercat să mă înțeleg cu el, dar zici că e Ciubaca făcut împreună cu R2 și D2. Te referi la Klaus? Nu, la Războiul Stelelor. Păi să mă distrugă în halul ăsta? Cine să te distrugă? Războiul Stelelor? Nu, Klaus. Păi se uită la mine cum cad și râde. Păi ce bărbat e ăsta? E adevărat că Viorica a căzut fiind împinsă de Klaus, însă aici ceva nu miroase bine. Suntem siguri că vine de la Emil. Viorica însă continuă să joace aceeași carte, aceea de a-l ataca pe Klaus. Nu te supăra, când vorbești acolo de nebun singur, putem să continuăm și noi aici, că am un eveniment important în seara asta. Ce eveniment? Stingere, la ora 10. Mă așteaptă și domnul Mazăre să jucăm o tablă. Am înțeles. Klaus, tu ce ai de zis? De ce ai grăbit moțiunea pentru izgonirea Vioricăi de pe insulă? Din câte știm noi, tu nu ești un om grăbit în viața de zi cu zi. În dragoste, dragă Radu, e ca în politică. De ce să conducă proștii lor când avem și noi proștii noștri? Ce-ai spus acum nu are nicio legătură cu ce vorbeam noi. Klaus. Da, așa este. Dar am auzit vorba asta pe undeva și am ținut neapărat. Să o spun. Klaus nu are o explicație pentru izgonirea Vioricăi, așa că se fofilează și alege să spună nimicuri care par inteligente doar pentru faptul că le rostește încet și apăsat. Fix așa mi s-a întâmplat și mie. Eram pe insulă, totul mergea foarte bine, Traian mă iubea, când odată, boc, m-am trezit catapultat de pe insulă, cu toate că făceam niște lucruri extraordinare. Emil simte nevoia să intre și el în discuție, deoarece nimănui nu-i pasă de el. Bine, am mai tăiat câte 25% de pe aici, pe acolo, dar și acum întrebarea logică o să fie de unde le-am tăiat. În mintea lui cineva îi pune întrebări. Extraordinară întrebare. Dar să știți că acum eu îl susțin pe Klaus, pentru că noi suntem și din aceeași zonă. Am fost și împreună la un moment dat, dar o susțin și pe doamna Dăncilă, pentru că nu pot să nu am... o minimă empatie față de dumneai.
Emil sugerează că în trecut a avut o relație cu Klaus, așa cum Viorica sugerează că Liviu... Hai, nu fi nesimțit. Eu ți-am vorbit frumos. Nu am sugerat nimic și nu voi sugera nimic nimănui. Am ajuns unde sunt pe puterile mele. Lasă. Deci Klaus așa se bucură de câte ori cade cineva. Că așa a făcut și când a căzut soldatul ăla când el citea discursul, nu? Da. Că, nu? Așa, ba da. Sau nu? Ba da. Pentru că omul a leșinat și ce a făcut el? A continuat să citească discursul. Eu suspectez, atenție, că el stă cu ochii deschiși, dar de fapt a învățat să doarmă așa. Klaus a fost votat cea mai iubită ispită, iar Liviu știe asta. Ia și este... Ce-a făcut? Klaus a fost votat cea mai iubită ispită, iar Liviu știe asta și e invidios. Hai, domnule, mă lăsați cu chestiile astea. Cea mai dorită ispită cine? Liviu se enervează și îl atacă pe Klaus. Se ridică în picioare. Se ridică în picioare. Așa? Liviu se ridică în picioare. Așa. Liviu. Da. Își pune mâinile în șold. Hai. Pune mâinile în șold. Și începe să-i adreseze cuvinte grele lui Klaus, cel care i-a jignit protejata. De ce mi-ai jignit protejata? Apoi Liviu ridică mâinile către cer, în disperarea sa că Dumnezeu nu mai este alături de el. Și simțind că Dumnezeu nu revine la el, începe să facă niște genuflexiuni. De ce mi-ai jignit protejata? În continuare Dumnezeu nu se întoarce la el, așa că se hotărăște să facă și 400 de flotări. Ia mă, du-te, dracu, mă. Păi eu fac ce spui tu sau tu faci ce spun eu? Păi s-a întâlnit hoțul cu prost? Și chiar dacă se întâlneau, știai foarte bine distribuție. Viorica, ce-ți dorești tu? Să fiu ispită și Klaus să fie coleg cu Liviu. Da, și eu îmi doresc multă sănătate, multă bunăstare și prosperitate. Emil, pe tine nu te-a întrebat nimeni nimic. Extraordinar. Liviu, tu ce vei face acum? O să mă întorc la de unde am venit ca să verific ceva și o să mai rămân acolo vreo 2 ani. Liviu o să se întoarcă de unde a venit ca să verifice ceva și o să mai rămân acolo vreo 2 ani. Da, știți, domnule Radu, vă admir și mie îmi place să repet ce spune mereu domnul Liviu. Da, chiar îmi pare rău că nu poate să-mi vorbească mereu în cască. Ar fi bine. Știți, e chiar obositor să zici mereu cu cuvintele tale. Ediția de azi ajunge la final fără niciun rezultat. Ca de obicei, Viorica nu a înțeles nimic din ce s-a întâmplat aici. Liviu se retrage în celula lui de criză, iar Klaus ispitește un popor întreg. Emil a venit degeaba la emisiune. O căzătură. Poftim? Cum ați căzut dumneavoastră aici? Și cu guvernul și apoi la acea emisiune de unul singur. Acum urmează Victor Orban. Ludovic. Domnul Ludovic, ambii Orban. Ludovic Orban. Ambii Orbani, baftă multă, îi așteptăm pe insulă, da. Și dacă eram președinte, era bine că voiam să mă pun înapoi prim-ministru. Aia e. Râdem cu talent la Antitalent. Pe Antena Play vezi edițiile integrale plus imagini exclusive nedifuzate la TV, oriunde, oricând, de pe orice dispozitiv. Antena Play, abonează-te la spectacol.